Pleoianul cinge scena politic cu o propunere controversată. PSD plus azi, se fie ei la procurori. Opoziția atac, nu există argumente. Opoziția susține ce proiectele lui Liviu Ple subliniere Oianu, care prevedea mandatul subliniere efilor SRI, SIE, SPP subliniere ISTS să fie limitat la 4 ani, de not ce acesta vrea să submineze instituțiile de siguranță național. În schimb, PSD e de acord cu inițiativele, în timp ce ALDE spune ce sunt de luat în calcul. Ple subliniere Oianu reprezint, fie ce realizează sau nu, interesele Rusiei la Bucure subliniere T. Acționează ca un agent de influent, al cărui scop este subminarea instituțiilor din zona de securitate. Cred că în sensul acesta trebuie văzute aceste modificări. Pe mine mă îngrijorează atacurile unor lideri PSD, printre care se numere subliniere Iple subliniere Oianu, la adresa partenerilor noi subliniere trieuroatlantici, în special la adresa SUA. Modificările în aceste zone legislative trebuie să urmeze valorile euroatlantice. Modificările trebuie făcute cu scopul de a eficientiza munca lor și de a întări controlul civil. Din păcate, vedem ce acest subliniere tii oamenii urmăresc întrirea controlului politic. Pentru noi modelul este Washington. Pentru PSD modelul este Rusia lui Putin, a declarat, pentru Mediafax, deputatul USR, Lucian Stanciu Viziteu, membru în Comisia Parlamentară de Control al SRI. Tericianu salută atacul asupra Siriei, o reacție era necesară pentru a avertiza regimul de la Damas. Întrebat de Mediafax cum vede inițiativele lui Liviu Ple subliniere Oianu, Ioan Chirte subliniere, membru în Comisia SRI, a răspuns, în primul rând este opinia personală a domnului Ple subliniere Oianu. Nu cred ce trebuie ca mandatele să fie imperative subliniere ei nu vede până la urmă argumentul pentru a fi statuat doar un mandat. Desigur o dezbatere va fi la nivelul Parlamentului subliniere ei va trebui acolo ca domnul deputat Ple subliniere Oianu să aducă argumente. De ce? În câte cer din noi sunt aceste mandate sublinierei, până la urmă, dacă vom gândi mai mulți parlamentari cu privire la aceste mandate va fi mai bine. Eu oricum nu vede niciun argument. Chestionat de Mediafax dacă ceea ce susține în proiecte deputatul PSD, sublinierei anume ce vrea să împiedice posibile abuzuri din partea serviciilor, cum a fost în perioada când SRI era condus de George Maior sublinierei Florian Coldea, senatorul PNL a replicat, nu asta e problema noastră ca să reglăm aceste lucruri. Acestea au fost seceperi ale legislației. Cred că va trebui să ne concentrăm pe legile de funcționare a serviciilor secrete, până la urmă pe legile siguranței naționale. Aici va trebui, într-adevăr, să întrim controlul parlamentar,
controlul civil asupra acestor servicii, sublinierei bine înțeles se urme sublinierei exemple de bun practică a unor servicii secrete mult mai puternice, din Franța, Anglia. Cred că dezbaterea trebuie să fie pe mai multe paliere, nu doar dintr-o simplă perspectivă a ceea ce a fost în trecut. Trebuie să ne gândim sublinierei la viitor. De cealaltă parte, deputatul PSD, Cătălin Redulescu, a precizat că proiectele lui ple subliniere oia nu sunt oportune. În plus, sublinierei mandatele procurorilor ar trebui limitate, consider Redulescu. Sunt total de acord cu ele. Sunt de acord cu limitarea mandatelor în general pentru orice funcție. Pe vremuri, me gândisem ce era bine ca sublinierei mandatul de primar sau presubliniere dinte de Consiliu Județean, deputat sublinierei senator să fie limitat la 2 mandate. Nu mai spun de procurori, cărora le-ar trebui limitat mandatul la unul singur. Toti subliniere fi de servicii secrete trebuie să aibă un singur mandat de 4 ani, la servicii e pentru ce cine se tem mult într-o funcție decide ce face cu lumea, oamenii sublinierei împarte decizii cum vrea, a afirmat deputatul PSD, Cătălin Redulescu, pentru Mediafax. CTP a ironizat-o pe Viorica Dencil, după gafa acesteia de la edina de guvern, e vorba de impostura perfect. În schimb, vicepresubliniere din Telecomisiei de Control al SRI, Marian Cuc sublinierea, a avut o opinie rezervată în lecturi cu inițiativele lui Liviu Ple subliniere Oianu. Precizând totuși sublinierei ce ele sunt de luat în calcul. Sunt ni subliniere de proiecte de luat în calcul, de analizat foarte bine. E clar ce are considerente solide la bază, uitându-ni el la ceea ce au făcut domnul Maior sublinierei Coldea în perioada în care conduceau serviciul. Practic s-au văzut setepând peste instituții, ceea ce nu este corect sublinierei nu este normal. Trebuie analizate în detaliu, dar poate fi o variantă, a precizat deputatul ALDE, Marian Cuc sublinierea. Deputatul PSD, Liviu Ple subliniere Oianu, a depus la Parlament 4 proiecte de lege care prevede directorii sublinierei adjuncții Serviciului Român de Informații, SRI, Serviciului de Informații Externe, SIE, Serviciului de Paz sublinierei Protecție, SPP, sublinierei Serviciului de Telecomunicații Speciale, STS, nu pot ocupa funcția decât pentru un mandat de maximum 4 ani. Inițiativele prevede sublinierei ca eliberarea din funcția directorului SRI se poate fi făcut la propunerea presublinierei dintelui României, dar sublinierei la propunerea unei treimi dintre parlamentari. Toate dezvăluirile din ultimii ani cu privire la implicarea abuzivă, ilegal sublinierei neconstituțională a unor membri ai serviciilor de informații în viața politic, economic sublinierei sociale românească, precum sublinierei cu privire la grava afectare, de ce trece sublinierea a bunului mers al justiciei,
culminând cu desecretizarea protocolului SRI. Parchetul general alcătuiesc un tablou general oribil, în care sublinierefii serviciilor secrete ajuns se conduc, din umbră, întreaga car, se arată în expunerea de motive. De sublinierei, în state cu democrație consolidat, mandatele sublinierefilor serviciilor secrete sunt scurte, în SUA, de pildă, media mandatelor directorilor CIA este de puțin peste 3 ani. În România s-a ajuns la situația absolut aberantă în care unele persoane ocupă funcții de conducere în serviciile de informații mai mult chiar decât perioada maxim cât poate reprezenta România în presubliniere dinte ales. Avem cazuri de subliniere EFI de servicii care fie au ocupat, fie ocup sublinierei în momentul de fac funcții de directori sau prim adjuncții ai serviciilor de informații de mai bine de 10 ani, mai spune Liviu Ple subliniere Oianu. Parlamentarul este de părere că becia de putere a serviciilor poate fi oprit prin limitarea mandatelor sublinierefilor de servicii de informații. Este necesar ca directorii, prim adjuncții sublinierei adjuncții să fie numiți pentru un singur mandat, de maximum 4 ani. În timpul mandatului de 5 ani al presubliniereintelui României, ar trebui să existe cel puțin o schimbare de subliniere EFI de servicii. De asemenea, mandatul sublinierefilor din servicii nu ar trebui să desubliniereasc mandatul de 4 ani al parlamentarilor, ca membri ai forului reprezentativ suprem al României. Concret, prezentul proiect de lege operează o singură modificare, astfel, directorul serviciului, prim adjunctul sublinierei adjuncții acestuia vor fi numiți pentru un singur mandat, de maximum 4 ani, potrivit sursei citate.